Sibiul îmbracă haine de sărbătoare. În oraș de miercuri a început montarea drapelelor naționale pentru Ziua Națională. Primăria a achiziționat câteva sute de steaguri care urmează să ajungă pe stâlpii de iluminat public. Sibiul se pregătește de sărbătoare pentru data de 1 decembrie, când va avea loc Ziua Națională a României. Au fost arborate în oraș mai multe sute de steaguri. De miercuri a început montarea drapelelor pe stâlpii de electricitate. Primăria a achiziționat 570 de drapele ce urmează să fie arborate pe Bulevardul Mihai Viteazu, Vasile Milea, pe Victorie, pe Calea Dumbrăvii și în alte artere principale din oraș. Steagurile au fost achiziționate de la singura fabrică de profil din România și care are sediul în județul Sibiu. Înaintea lor însă alți români adevărați și-au pus drapele la geamurile locuințelor proprii. Iar dacă municipalitatea sibiană a achiziționat până acum aproximativ 600 de steaguri care urmează să fie montate în oraș, câțiva sibieni cu adevărat patrioții au luat-o deja înainte. Printre primii patrioți este, credem noi, chiar proprietarul drapelului apărut la geam în urmă cu o săptămână, pe Nicolae Iorga.